Domnul Meseșanu, v-ați depus candidatura pentru funcția de președinte a Consiliului Județean. Ce obiective aveți, dacă veți fi ales? Da, mi-am depus candidatura alături de ceilalți colegi ai mei. Avem listă completă pentru Consiliul Județean, 38 de membri ai Partidului Pro-România din tot județul și, bineînțeles, alături de prietenul și colegul meu, domnul Dubravă, încercăm să facem o figură frumoasă, nu pentru noi înșine, pentru cetățenii județului Călăraș, care au o alternativă, au o altă posibilitate în județul Călăraș. În 41 de localități ale județului Călăraș există Pro-România cu primar sau fără primar, dar consilier local și consilier județeni. Consilierii județeni și eu, ca în calitate de președinte, vom fi prezenți în toate localitățile județului Călăraș. Da, obiective, acum toți suntem pe niște cai mari în această lună, da? Și candidatul de la PSD și candidatul de la PNL și ceilalți candidați, toți visăm că vom ajunge pe fotolul de președinte al Consiliului Județean. Problema e de realismul momentului de după 27 septembrie. Ce putem să facem dacă vom ajunge acolo? Și o să abunde mediul online, dar și promisiunile care se vor face de la cetățean la cetățean, de la cetățeanul care candidează, la cetățeanul care primește promisiunea, cu tot felul de idei. Idei care vin de 30 de ani, vin într-una pe capul omului obișnuit. Ele sunt repetate de 30 de ani. Problema mare este că oamenii s-au săturat. Oamenii sunt plini de rehamite față de clasa politică. Oamenii nu mai au încredere în clasa politică. Dintr-un motiv foarte simplu, că mult mai multe lucruri nu s-au întâmplat, mai multe lucruri bune nu s-au întâmplat decât cele care s-au întâmplat. Și atunci, pe bună dreptate, fiecare dintre noi ne întrebăm de ce să mai avem încredere în cei care conduc destinele unui oraș, ale unei comune, ale unui municipiu, ale unui județ, ale țării întregi. Vreau să-i anunț pe concetățenii mei, pe conjudețenii mei, că vrem, nu vrem, țara trebuie condusă. Vrem, nu vrem, un oraș, un municipiu, un județ trebuie condus. Nu de dictatori. Ne-am săturat de dictatori, ne-au ajuns dictatorii, ci de cetățeni dintre noi. Vrem, nu vrem, acest mod de a conduce de către politicieni, noi trebuie să-l impunem o dată la 4 ani. Dacă stăm acasă și chibițăm, după momentul votului, nu vom face decât să-i sprijinim, să-i ajutăm pe cei care n-au făcut nimic stând în fotoliile de primar, de consilier, de președinte, de consiliu județean, de miniștri, de parlamentari. Și atunci eu o să îndemn pe toți cetățenii județului să vină totuși să-și înfrângă această lehamite, să vină și să meargă la urme și să-i sprijine, să mai dea o șansă celor care sunt puși pe liste. Dacă mai au încredere în cei care au condus până acum prin alternanță, atunci să meargă pe mâna lor, dar dacă s-au săturat de aceiași oameni, de aceleași fețe pe garduri, de aceleași poze cu aceiași oameni, să încerce să dea o șansă celor care sunt noi, celor care vin cu o altă gândire. Victor Ponta, Pro-România, propune o altă garnitură de oameni, un alt aluat. M-ați întrebat de obiective. Eu n-am să vin și niciunul dintre colegii mei nu o să vină cu obiective, cu propuneri, cu proiecte de 10 de milioane de euro. O să vă realizăm podul, o să vă realizăm străzi, o să vă realizăm fântâni, piscine, școli, sute de milioane de euro să-i săpăcim pe oameni, pentru că sunt convins că ar închide imediat televizorul sau poate că dacă ne-ar vedea pe stradă, ar arunca cu roșii noi sau cu o fierte sau nefierte.
Nu, eu am să vin și am să le transmit oamenilor lucruri simple pe care eu însumi aș vrea să le aud de la cineva care ar dori să mă convingă să mă sprijine. O să-l rog să aibă încredere că atunci când vine să-mi solicite o adeverință, să-mi solicite o autorizație, să-mi solicite, și asta e valabil pentru toți candidații noștri la primărie, pentru toți candidații noștri în postul de consilier local, pentru toți candidații noștri în postul de consilier județean, și pentru mine la Consiliul Județean ca președinte. Eu îmi iau foarte în serios postul ăsta, deși foarte mulți spun că sunt un outsider, da? Deci de pe locul 3 sau de pe locul 4 sau de pe locul 5, nu, că sunt doar un iepure. Nu, eu îmi propun chiar să fac o figură frumoasă. Deci le spun oamenilor că nu o să stai la coadă în administrația Meseșan. O să îi pun pe oameni să muncească, să pună osul la treabă, să se gândească la faptul că atunci când te duci într-o instituție de interes județean, când te duci într-o instituție de interes local, este foarte important să te pui în locul celui care solicită. Dacă tu te pui în locul celui care solicită un serviciu, treaba este mai mult de jumătate rezolvată. Pentru că în locul tău poate să fie mama ta, un vecin, un prieten, poți să te duci și tu și nu o să-ți convine niciodată să stai la bunul plac al funcționarului public, să aștepți să ți se rezolve problema. Și atunci, cred că lucrurile sunt simple. Apoi, spuneați că să avem totuși un obiectiv concret. Colegul meu, Virgil, mereu îmi spune, mai trebuie să ne planificăm totuși și lucruri mai grandioase, mult mai serioase decât chestiunea asta cu punerea în slujba cetățeanului simplu, imediat, cum am eu de gând. Și atunci m-am gândit foarte serios la ce mi-a spus Virgil. Vorba aia a fost 8 ani de zile viceprimarul municipiului Călăraș. Și vin cu un lucru extrem de serios și dacă vezi și la modă, partea de sănătate. M-am uitat în codul administrativ și vreau să transmit cetățenilor județului Călăraș, celor care urmăresc emisiunea dumneavoastră, la articolul 173 sunt 8 alineate cu atribuțiile Consiliului Județean. La fiecare din aceste alineate sunt 40, la fiecare din cele 8 alineate se desprind 44 de atribuții. O să fiu foarte interesat când o să ajung în postura de președinte, dacă mă sprijine și cel de sus și cetățenii, să văd care din acele 44 de alineate chiar au fost atinse de vechile administrații de 30 de ani. Sunt chestiuni legate de sănătate, sunt chestiuni legate de turism, sunt chestiuni legate de dezvoltare economico-socială a județului, a fiecărei localități în parte, sunt chestiuni legate de monumente, sunt chestiuni legate de modul în care interacționează administrația județeană cu administrația locală, sunt chestiuni legate de situațiile de urgență, sunt chestiuni legate de tineret, sunt chestiuni legate de infracționalitate, de ordine publică, 44 de paliere de responsabilitate ale Consiliului Județean, cu răsfrângere atât către președintele Consiliului Județean, cât și de vicepreședinți, cei doi vicepreședinți. Ce au făcut președintele Consiliului Județean și cei doi vicepreședinți, ce au făcut consilierii județeani în 30 de ani, ca să atingă fiecare din aceste 44 de responsabilități ale lor? O să mă uit să văd, să fac un inventar, lucrurile bune le voi continua categoric, lucrurile care nu s-au început o să le încep, dar nu, cum să spun, nu haotic. Și o să mă cantonez pe sănătate, o să mă cantonez pe partea de situații de urgență, pentru că observați în toată lumea aceasta, partea de situații de urgență, partea aceasta care vine de unde nu te aștepți, îl atinge, îl lovește pe fiecare dintre noi și nu știm cum să reacționăm. Știu că s-au făcut niște lucruri bune și a fost sprijinit inspectoratul pentru situații de urgență și vreau să continui acest lucru. Știu că și Spitalul Județean a fost sprijinit și vreau să continui acest lucru, de să fim aproape de perfect la acest capitol.
O să mă cantonez pe partea de ordine publică și de infracționalitate, pentru că trebuie să mergem în siguranță de la Funtulea până la Borcea, de la Dragalina până la Chirnoci, până la Cășcioarele, într-o colaborare continuă. Dar aștept și să vă puneți și alte întrebări ca să nu... Dacă v-ați creionat o idee în ceea ce privește funcționarea aparatului propriu, cum vedeți din postura de președinte a Consiliului Județean colaborarea cu primăria municipiului Călăraș și cu celelalte primării din județ? Categoric. Tocmai vă spuneam că unul din lucrurile care se regăsesc printre cele 44 de atribuții pe care le are Consiliul Județean este să colaboreze și nu să colaboreze la maniera să te duci tu președinte la primar, să dai mâna, să bem o cafea și apoi să ne luăm la revedere și să bifăm vizita în comuna Sărulești sau în comuna Dragalina. Nu. Există niște lucruri extrem de concrete. Eu vreau să văd dacă aceste lucruri concrete s-au întâmplat, dacă s-au întâmplat, le voi continua, dacă nu s-au întâmplat, să începem de acum să le facem. Deci, cum să vă spun, perioada de interese altele decât ale cetățenilor, în momentul în care eu o să ajung la Consiliul Județean, s-au terminat. Interesele altele decât ale cetățenilor la mine au ușa închisă. Pentru mine ușa deschisă este doar pentru interesul cetățeanului. Poate să-mi vorbe mari, dar cei care m-au cunoscut din perioada în care eram inspector șef la Inspectoratul Teritorial de Muncă, deci o instituție cu atribuții de control, unde nu exista posibilitatea de nuanță, era alb sau negru. Știu că vorbesc în cunoștință de cauză. La mine nu există înțelegeri altele decât în interiorul legii. La fel ca și președintele partidului, sunt un om incomod prin faptul că aplic legea și mă voi dedica cu totul și cu totul instituirii aplicării legii în acest domeniu al administrării tuturor atribuțiilor pe care codul administrativ le presupune că le are dreptul președintele Consiliului Județean și al Consiliului Județean. Atât dumneavoastră cât și președintele Victor Ponta ați precizat de mai multe ori că Pro-România nu va face alianțe înainte de alegerile locale. Lucru care s-a și demonstrat. Voiam să vă întreb, dacă la dumneavoastră lucrurile sunt clare cât de cât, cum vedeți aceste mișcări din politica locală, să-i spunem, la nivel local, acest schimb de lideri între PSD, PNL, la un moment dat s-a întrerupt colaborarea între Plus și USR. Pe ultima sută de metri, USR a făcut alianță cu PNL. Cum vedeți aceste schimbări? Da, deci deja m-ați împăcit cu aceste posibilități de... Sunt posibilități, sunt lucruri concrete. Sunt lucruri, da, deci ce posibilități permite legea ca să îl împăcească pe cetățean? Legea de cine a fost făcută? De cei care au îndrăznit să gândească faptul că încă o dată cetățenii pot fi păcăliți. Înainte să vă răspund foarte repede la întrebare, vreau să vă spun că acum câteva zile am fost la Corbeanca. Și la Corbeanca am acolo pe parte profesională o chestiune care trebuia rezolvată. Și am văzut BNR cu un candidat de la Plus pentru primărie, un candidat de la USR la primărie și al treilea banner cu un candidat la Consiliul Județean Ilfov de la USR Plus. Da? Deci este o nebunie, un melanj, da, de posibilități pe care clasa politică îl oferă cetățenilor. Ce să înțeleagă? Asta e la Ilfov. La noi, din punct de vedere al unei ordini pe care, până la urmă, societatea după 30 de ani ar trebui să-l ofere cetățeanului, din punct de vedere politic, lăsați-mă să cred că avantajează Pro-România. Dar nu asta aș vrea la momentul acesta. Eu aș vrea să clasa politică să ofere posibilități, să ofere cetățeanului o posibilitate normală de a alege. Da? Nu vicleană. Pe noi ne avantajează ceea ce se întâmplă acum la nivelul județului Călăraș, la nivelul municipiului Călăraș. Însă un ochi râde și un ochi plânge.
Eu am numit acest lucru mult mai dur. Am numit o golănire, golăneală politică, golănie politică. Mulți m-au amonestat că am și fi spus faptul că cei care promovează această chestiune ar fi golani. Nu m-am referit strict la cetățeanul X sau cetățeanul Y, care ar fi departe de mine, ci doar la atitudinea care provine din lege. Deci cei care permit, sau legea permite să se mascheze dorințele care nu sunt conforme cu ceea ce trebuie să îi se întâmple cetățeanului, adică mai bine. Dar tot cetățeanul vrea mai bine pentru el și familia lui. Și atunci, cum să pleci de la un partid, lider al unui partid, să pleci în ultimul moment sau cu câteva luni înainte și să te încartivrezi la un alt partid, să pretinzi foarte multe lucruri de acolo, de la partidul nou care te-a primit, și să candidezi pe listele lui. Deci aceasta este mai mult decât viclenie politică, este un termen ușor, un termen dulce, dar nu mi se pare normal, nu mi se pare frumos, este jignitor și la adresa vechilor membri ai partidului unde tu te-ai dus. Adică ce fac membrii vechi PNL când văd că pe lista lor sunt membrii PSD? Până ieri au alte fiind membrii PSD. Ce zic vechii membrii PSD când pe lista lor sunt membrii PNL noi? Da, acum au venit membrii PNL. Cum este posibil ca foștii mei, colegi din PSD, am fost 18 ani în PSD și știu cât m-a bombănit, cât de hoț m-a făcut Nicolae Dragul, a fost un primar al municipiului Călăraș și acum este pe locul 2 pe lista PSD și nu ne scotea, când eram viceprimar al municipiului, nu ne scotea pe noi PSD-iștii din hoților, din tot felul de amonestări jignitoare. Cum este posibil așa ceva? Și ei se mândresc că au cele mai bune cadre pe care le scot în luptă de atâtea și de atâtea ori. Deci aceste chestiuni ar trebui să dea de gândit tuturor cetățenilor, atât ai municipiului, cât și ai județului Călăraș. La Călăraș, Pro-România pentru municipiu are o listă, din punctul nostru de vedere, impecabilă. Este condusă de Alexandru Chiriță. I-am dat mână liberă și mă mândresc cu asta să formeze în primele 10, în primele 15 poziții oameni care nu au mai făcut politică, oameni care probabil vor greși, dar iarăși e o lozinca mea, o gândire a mea, dar ia să mai greșească și alții. Nu cred că putem fi bătuți la modul în care a fost făcută lista la municipiu, la municipiul Călăraș, nu cred că putem să fim bătuți nici de PNL, cu atât mai mult de PSD, pentru că oferim o garnitură de profesioniști pe care și-ar dori eu mulți. Ați spus că aveți candidații în 41 de localități, dacă nu mă înșel. V-ați propus un target? Cum vedeți rezultatul alegerilor? Da, aici Virgil o să poate să estimeze. El este mai obișnuit cu a face calcule de genul acesta. Ne dorim cât mai multe voturi și să, nu ca orice alt competitor politic, și să încercăm să fim prezenți la masa negocierilor post-electorale. Atunci când toate aceste vorbe ale mele să încerce să pună în practică sprijin față de cetățeni. Adică aș dori ca după 27 septembrie oamenii să vadă în echipa Pro-România, care va ajunge la Consiliul Județean, un real sprijin. Să vadă că nu sunt doar vorbe goale. Să vadă că, într-adevăr, o mică schimbare chiar se va produce. Eu asta îmi doresc. Domnule Dumneavoastră, de ce ați ales Pro-România? Părerea mea este simplu. Este o alegere pe care ar trebui să o facă foarte mulți. E vorba de o nouă politică. Personal și colegii mei cred că a venit vremea să schimbăm optica politică. Este necesar o nouă gândire politică. Este necesar de o nouă generație de politicieni. Și pentru asta eu am ales Pro-România. Da, mai este și un motiv. Sunt foarte bun prieten cu domnul Meseșanu, președintele județean. Și împreună am hotărât să facem o echipă și să
aducem pro-România județului Călăraș acolo unde credem noi că este locul, adică în Consiliul Județean, Consiliul Local și majoritatea consiliilor din județul Călăraș. Cum am spus, cred și credem că este nevoie de o nouă generație politică. În majoritatea, majoritatea candidaților noștri sunt oameni tineri, dacă numai Călărașul, dacă ar fi să luăm, este de candidatul nostru, Alexandru Chiriță, este un băiat tânăr, ambițios, cu studii superioare, cu experiență politică. E același lucru, să știți că îl întâlniți și, și ne-am axat să avem în majoritatea localităților. Deci am intrat în politică pentru că eu cred că, că trebuie să schimbăm garnitura, este nevoie de o nouă generație de politicieni, este absolut necesar ca să promovăm tinerii și nu în ultimul rând, eu personal cred că Partidul Pro-România reprezintă a treia cale în politica românească de astăzi. Ați fost 8 ani viceprimar al municipiului Călăraș și de această dată sunteți pe lista de consilieri județeni de la Pro-România. Ce obiective aveți? Ce credeți că ar trebui schimbat în administrația județeană? Foarte multe. Foarte multe ar trebui schimbate în administrație. Eu încă o dată vreau să vă spun că am fost viceprimarul în municipiul Călăraș 8 ani de zile. Am foarte multă experiență în ceea ce privește administrația publică locală. Promovăm tineri, dar cu experiența noastră, deci avem tinerii care au ieșit în față, candidează la primării, la consilii locale, dar este nevoie și de experiență. Atunci eu vreau să vin cu experiența mea, vreau să vină și domnul Meseșanu cu experiența dânsului. Nu uitați că și domnul Meseșanu a fost viceprimar al municipiului Călăraș. Deci partidul are, să zic așa, multă experiență în administrație. Ce trebuie făcut? Foarte multe, după părerea mea. În primul rând, suntem un județ unde vara temperaturile sunt foarte ridicate. Cred că pentru județul Călăraș ar trebui să avem un proiect și acel proiect trebuie să fie un proiect pentru împădurirea județului. Un proiect de județ, un proiect de municipiu. Împădurirea municipiului Călăraș. Și ca să vă dau un exemplu, și o să venim cu un asemenea exemplu în următoarea perioadă, dacă lăsați o coală de hârtie, hai să spunem de o culoare închisă, peste noapte, a doua zi, o să vedeți că este plină de praf. Deci numai peste o singură noapte atât. Asta mă face să cred că aceste analize care ni se dau și aceste informații care ni se dau în ceea ce privește calitatea aerului nu cred că sunt corecte. Ce trebuie să facem? E vorba de până la urmă, este vorba de sănătatea noastră, cum spunea domnul președinte Meseșanu, un obiectiv al dânsului. Vorba de sănătatea noastră. Ce trebuie să facem? Haideți, domnule, să împădurim Călărașul ăsta. Și ca să un singur exemplu pe care am să vi-l dau și pentru care milităm, o să militeze și domnul candidat Alexandru Chiriță, s-a modernizat strada Grivița. Păi este posibil să modernizezi strada Grivița și să dai copaci și să nu pui alți copaci? Ați văzut cum arată strada Grivița? Plin o stradă de beton? Păi e posibil așa ceva? Eu am solicitat chiar să oprească lucrările, pentru că încă este timp să planteze copaci pe strada Grivița dintr-un cap în altul. Nu e posibil așa ceva. Tot sunt foarte multe zone din Călăraș în care vedem betoane. Și atunci ne mirăm de ce ne îmbolnăvim datorită prafului, de ce căldurile sunt foarte mari în municipiul Călăraș, da? Mult mai mari decât în altă parte, datorită acestor betoane. Trebuie să facem ceva. Ce să facem? Proiect pentru Călăraș. Împădurim Călărașul. Proiect pentru județ. Împădurim județul. Un singur proiect, v-am spus. Bineînțeles că sunt foarte multe pe care domnul președinte Meseșanu vi le poate detalia. Spuneați de un altul sau de obiectivele din mandatul 2020-2024.
Unul foarte important la care chiar țin foarte mult, nu știu câtă simpatie va aduce în rândul consilierilor, este ca acești consilieri să nu mai stea în sala aia de ședințe confortabilă și să îi se pună pe masa de ședințe, pe, am zis că au primit acum laptopuri, au primit tablete, numai, și să se delecteze cu citirea materialelor, dacă le-ar citi, deși mă îndoiesc, pe tablete. Și după aceea să facă, nu, mișcarea aceea de gimnastică cu mâna stângă sau cu mâna dreaptă, să aprobe sau să nu aprobe sau să se abțină asupra diverselor proiecte de hotărâri pe care majoritatea, covârșitoarea majoritate a situațiilor, le inițiază executivul Consiliului Județean, executivul consiliilor locale, da, din primării și așa mai departe. Nu, estimată doamnă, eu doresc ca acești consilieri județeni să meargă în teritoriu, cel puțin trimestrial, toți consilierii județeni pot să li se pună la dispoziție, că am înțeles că s-a cumpărat și un autocar, nu mai știu, sau microbuze, să meargă în teritoriu, să cunoască efectiv pulsul realității din fiecare localitate, să participe la ședințele de consiliu local din fiecare localitate, să viziteze, să inspecteze, depinde de formulă, toate instituțiile din subordinea Consiliului Local și după ce au dat mâna, nu numai campania electorală cu cetățenii județului Călăraș, după aceea să încerce să le treacă prin gând diverse idei. Cum este în comuna Sărulești, cum este în comuna Borcea, cum este în orașul Budești, cum este, de exemplu, orașul Budești. Nu știu câți consilieri județeni știu că pe vremea fostului președinte Băsescu, da, care acum pe BNR există, domnule, mai bine pentru toți, sau și-a să fie mai bine pentru toți, când la Budești s-a închis spitalul. Și oamenii de acolo chiar au nevoie, nu numai budeștenii, deci toată zona Budeștiului ar avea nevoie ca de aer, de un spital, de o entitate spitalicească. Deci acolo, dacă se aduce consilierii județeni, sunt convins că inima, asta e normalitatea pe care o percep eu, sunt convins că ar vota cu două mâini înființarea, poate de la zero, dacă nu reabilitarea, modernizarea spitalului de la Budești. Și atunci, altfel cunoști și altfel vii și pentru sănătatea ta ca individ. Dacă mai faci 3, 4, 5 mișcări, 10 pași, nu se spune de către medici că dar trebuie să faci 5.000, 10.000 de pași zilnic. E măcar trimestial să faci pașii ăștia prin localitățile județului și să te întorci după aceea în sala de ședințe și să votezi în cunoștință de cauză, să pledezi poate pentru propria ta idee, să faci lobby și să-i convingi pe ceilalți colegi să-ți voteze proiectul de hotărâre pe care l-ai inițiat. Și atunci s-ar putea să se schimbe și ponderea. Deci nu o să mai fie 99% idei ale președintelui de Consiliu Județean să ți le pună pe tavă și doar 1-2 dintre cei 38 sau 39 de Consiliu Județean să tot comenteze. Iar restul să stea așa într-o letargie continuă 4 ani, mai ridică un ochi, mai așa, îl și deranjezi când soliciți votul. Ridică mâna, habar n-are pentru ce a votat și pentru ce ia indemnizația aia care ar putea să ajute într-o altă formulă alții cetățeni. Deci eu pledez pentru ca toți consilierii județeni să meargă în teritoriu. Cunoscând realitățile din teritoriu, de la instituțiile subordonate, ai o altă viziune. Și ca să închid, consider că pentru asemenea atitudine, județul Călăraș chiar poate fi, stimați concetățeni, o locomotivă pentru întreg sudul țării. Rețineți, în mandatul de consilier județean al meu, de președinte, de vicepreședinte, ce o să obțină pro-România, județul Călăraș poate să devină locomotiva pentru întreg sudul țării, pro-România.